dimineața astăzi prin dispoziția primarului 129 din 11.05.2023 în ședință ordinară. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi, dar înainte de acest lucru fac cunoscut că ultimul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind delegarea dreptului de depunere către Consiliul Județean, asumarea amplasării unei stații de încărcare pentru microbuzele electrice, a fost retras de pe ordinea de zi, întrucât nu s-a publicat ghidul de finanțare și o să-l reprogramăm pentru ședința următoare, da? Dau cuvântul domnului președinte Manevas. Bună ziua, domnul consilier. Punem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine de acord? Împotrivă? De tine? Punem la vot ordinea de zi. Următoare. Conform dispoziției primarului numărul 129 din 11.05.2023, sunteți invitați să participați la ședința Consiliului Local Pâncești în data de 17.05.2023 la ora 12, ședința care va avea loc în sala ședinței comunei Consiliului Local Pâncești, județul Bacău, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de documentației de avizare a lucrărilor de investiție a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectul de investiții crește eficiențe energetice și gestionare inteligentă a energiei la obiectivul școală cu clasa 1-8 Pâncești, Comuna Pâncești, județul Bacău, aprobată pentru finanțare prin pe Programul Național de Reziliere și Redresare și Reziliere Competentă 10, Fond Local Investiții 13. Reabilitarea modernizării a clădirilor publice pentru îmbunătățirea furnizării a serviciilor publice de către unitățile administrative tehnice, precum și suma reprezentanții cheltuielilor finanțante la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Îi dau cuvântul domn primar. Mulțumesc. Supuneți la vot toată ordinea de zi. Citeți și următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție a tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții, demolări în Comuna Pâncești, județul Bacău, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului la nivelul UAT Pâncești pentru anul 2023, inițiator primarul. 6 diverse. Supuneți la vot. Până la vot. Cine este împotrivă? Trecem la punctul 1. Da. Proiect de hotărâre privind... Nu mai dați citire. Da, domnul primar, dau cuvântul domnului. Mulțumesc pentru domnul consilier de discuție. Știți cu toții că am aprobat, am semnat contractul de investiții la școala generală 1-8 Pâncești. Și vreau să vă duc la cunoștința anexele cu valoarea și suprafețele mari ce se poate deține. Deci o să spicuiesc prin fiecare, că altfel ar vrea prea mult să citesc chiar fiecare suprafață și toate astea. Deci valoarea eligibilă a proiectului, area desfășurată este 899 de metri pătrați, cu un cost unitar pentru lucrări de renovare și modernizare de 440 de euro pe metru pătrat. Însumând de o sumă de 1.947.223 de lei, fără TVA. Valoarea euro, la momentul când am făcut proiectul, era 4.922.27 de lei,
în mai 2021. Valoarea totală a proiectului, conform divizionarea, este de 2.811.697,44 lei, din care se adaugă, TVA în valoare de 599.382,68 lei. Deci total investiție ar fi 3.300.000 cu TVA, tot, deci 33 miliarde de lei. Acum o să vă dau din vizul general, ca să avem așa în mare despre ce-i vorba. El e desfășurat pe toate componentele, nu știu dacă e cazul să le citesc pe toate, deci avem pe capitole, să zicem așa. Expertize tehnică, 2500 de lei, cercetă de informații în audit energetic, 5.000, proiectare 115.000 pe capitolul ăsta. Organizare procedurii de achiziții, 20.000, consultanță, 110.000, asistență tehnică, 30.000, capitolul 4. Construcție și instalație, 1.912.000, deci montaj, utilaje tehnologice și funcționare, 387.776. Utilaje echipamente tehnologice și funcționare care necesită montaj, 175.000. Organizare de șantier, 15.000. Comisioane, alte taxe, costuri, este către ISC și toate instituțiile statului, 30.000. 15.000. Organizare de șantier în sine. Cheltuieli diverse și neprevăzute, 2.000 de lei. Cheltuieli pentru informare și publicitate, 1.000 de lei. Total general, 2.811.697, fără TVA, bineînțeles. Da. Acum, indicatori tehnico-economice, obiectivul de investiție, creștere eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei, la obiectivul școală clasă 1.5.1.5.2, conform anexei numărul 1 la prezentă hotărâri. Deviz general, aferind obiectivul de investiții cu același nume, finanțare de la bugetul local al Comunei Pâncești de Adus Bacău, asumii de 864.473,25 lei, de la care se adaugă TVA, valoare de 159.410 lei. Și aici vreau să vă vin cu niște explicații, ca să înțelegeți de ce trebuie să pune că până la urmă luăm 2.300.000 de la PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, și punem aproape 1.300.000 cu TVA, tot din bugetul local. Majoritatea vă puneți întrebarea de ce e așa mare suma pe bugetul local. Sunt foarte multe lucrări care nu au fost eligibile. Deci vă dau un exemplu mare. Deci pe fondul mediu, pe componenta asta de finanțare pe fonduri europene, ne finanțează eligibil solăria exterioară. Toate urși, geamuri, tot ce țin de exterior și interior nu. Am fost cu proiectanții chiar la proiectare atunci prin școală, de s-au măsurat, s-au făcut toate măsurătorile acestea și sunt urși de când eram eu elev, de 40 de ani, care scârpite cu tablă, cu astea. Dacă noi am fi făcut lucrarea numai pe ce e eligibil și n-am fi făcut-o toată, lumea putea să înțeleagă altceva de acolo, că uite, s-au luat bani și nu s-au schimbat ușa și nu știu. Deci o să facem o reparație capitală cum s-a făcut la Căminul Cultural. Deci cap-coadă. Avem, de exemplu, pe unii schimbă, că face instalații în loc de calorifere cu instalații în parduseală, cu pompe de căldură, cu alte izolații, cu polistiren, cu vată de sticlă, cu ce fac ei. La tencuiel avea foarte puțin, numai când ne spărgea cu țavă. Nu poți să tencuiel numai o jumătate de pereți. Nu poți să zugrăvești numai niște porțiuni și restul. Și multe, multe. După aceea... Am fost nevoit ca să fac... Chiar am discutat cu proiectantul cu care am făcut și proiectul la Căminul Cultural. Și am zis, să iasă model Căminul Cultural. Deci nu există niciun fel de obiecție, nici din interior, nici din exterior. Și atunci am fost nevoit să mai cofinanțăm. O să vedem cum prevedem banii pe la anul.
bugetul, da? Să punem partea noastră care nu e eligibil, dar totuși sunt 22.323.000.000 de lei care primim de la PNRR, deci nu e o sumă care la construcția de la Petrești, tot pe aceeași component, tot pe aceeași finanțare pe PNRR, acolo plătim, primim integral. Sunt ceva sume ineligibile, dar sunt puține. SFO-ul, anumite la proiectare, ceva, pe la consultanță, achiziție și ceva, dar sume mici care nu sunt, restul e eligibil tot. Deci cam asta e vorba. Noi suntem, în ce fază suntem cu proiectul ăsta la școală, am depus la toate instituțiile statului, contractul de finanțare e semnat, ne mai trebuie să câteva avize să le adunăm pe unde au fost depuse și să le să dăm autorizația de construcție și să scoatem la licitație. Fără autorizație de construcție, nu putem scoate la licitație lucrarea, să vedem ce constructorul să o câștige. E o problemă cu relocarea claselor. Se analizează și Consiliul Local unde că sunt mai multe idei. De exemplu, din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție ar fi ca clasele 5-8 și din discuția cu părinții, deci eu la orice lucrare, în afară de discuția din Consiliul Local, mai consultăm și cetățenii, părinții, copii. Deci 5-8 ar trebui să, și ar fi cel mai normal să meargă la Petrești, atât pentru transportul, că se duce pe drumul județean, pe unde nu sunt probleme nici iarna, nici să pot circula tot timpul, și plus că na, e și o chestie pentru să pot unifica clasele, adică o chestie de concurență și de competitivitate la nivel de școală, că dacă bun, de la școală nu prea îndrăgesc ideea asta, vă spun public, pentru că acolo unde sunt copii puțin se comasează clasele, adică dacă pe clasa 6 dau un exemplu, au câte 10-12 copii, până în 25 de copii se comasa și se mai pierde în ore. Profesorii au de pierdut aici, că nu mai au același număr de ore, dar în schimb, la navetă, profesorii au de câștigat, că foarte greu ar face navetă la Fulgeriș, de exemplu, că domnul director nu mai zic că se ducă 5 ori la Fulgeriș. 1-4, îi putem, chiar putem lăsa o clasă de 1-4 la Fulgeriș, unde sunt preponderență din zonă de acolo. Deci o să vedem Chelebenu și Fulgeriș și unde copiii care sunt mai mulți din zonă, să putem lăsa o clasă acolo, chiar dacă mai ducem de la Pâncer sau să face, adică să aibă și funcționalitate de școală acolo. Nu se pare logic. Școala e bună acolo, domnul Pumarare, tot ce... Deci ne-a dus la Fulgeriș, are duci și la Petreș la Fulgeriș. Dar nici ăștia mici, de clasă 1-4, care e... Nu, chestiune să înțeleagă Consiliul și populația care nu mai ascultă, că la școala Pâncești, clasele din învățământul primar, nu vin toți cu microbus școlar, ia duc părinții cu mașina. Deci eu nu pot obliga un părinte să duc în fiecare zi la Fulgeriș cu mașina, cu două primar, dar nici n-aia. Și atunci o să căutăm să refacem corpul de școală de la DNS, care și ăla trebuie refăcut, la, după ce trece 6 luni de la buget, deci din iunie încolo putem face rectificare și o să facem o reparație ca la Pâncești 2 și o să dăm în funcțiune și pe școala de la DNS ca să, pe perioada asta de 2 ani de zile cât va lucra. Să mai rămână cu arhiva, cu secretariatul și cu asta, o să vedem pe unde găsăm pe la dispensarul un spațiu pe undeva, că acolo găsim noi o soluție. Dacă nu, Căminul Cultural, vedem. Trebuie să găsim un spațiu și pentru arhivă și pentru... Dar nici într-un caz nu se poate lucra în șantier. Acolo trebuie predat amplasamentul cu tot ce... Ca să fiu sincer așa, mi-aș dori să pot să lungesc până în primăvară în ideea ca iarna asta să înveți tot aici. Să-l dăm ordinul de începere din la 1 martie. Că dacă terminăm anul ăsta în 4-5 luni cu licitația și îi dai ordinul de începere în octombrie, el mai lucrează o lună și vine iarna și toată iarna eficiență nu e nici pentru constructor. Acum să vedem și constructorul cine o fi, dacă acceptă varianta asta și o să începem în cel mai sigur în primăvară, la 1 martie sau când permite timp. Cam asta e. O să le analizați și dumneavoastră dacă vreți veniți cu propuneri cu asta, da. Eu așa văd, clasele mici rămână zonale aici, deci Pâncești din Ies și clasele mari la Petreș și eventual, cum am spus, la Fulgeriș, dacă au
Sunt mai mulți copii de acolo, n-ai vreo să-i aduci, să-i duci de la Pânceri, la Fulgeri și la Chilbeni, dacă se tăia. Nu vine la Chilbeni la 6:30, trece Nicolae și-i aduce. Și ăsta la Pânceri, de ce nu vine și el cu microbuzul la Fulgeri? Are asfalt, are condiții, are baie. Păi cât să mai cheltuim la Dinez, să mai reparăm, să mai facem un preț de scarfiu? În corpul de școală de la Dinez? Folosim, cât mai folosim, un an, doi, până să fie gata asta. Corpul de școală la Dinez mai are și alte întrebări. Secții de votare la anul 4 rânduri de alegeri, deci oricum nu mai poți sta cu ceaua acolo. Oricum trebuie refăcut corpul ăla de școală. Dacă tot rămâne așa, se degradează. Și va rămâne în continuare, va funcționa. Vedem o clasă de grădinițe, ceva o să-i dăm o utilitate să, și o să băgăm în reparații, ce nu mai fi peste 2-3 ani, ce nu mai fi pe funcție. Și astea Petreștiul trebuie învelit și atunci o să pleci Petreștiul în alt parte. Deci oricum o să fie nevoie de să avem rezerve. Să mai de clasă și pe școală? Da, da, funcționează. Da, e adevărat, creează un disconfort, atât pentru cadre, cât și pentru părinți, cât și pentru elevi, dar nu putem lucra sub cu copiii în sub nicio formă. Voi lege, dar nu ți-a propus nimic. Dar nu ceva atunci, deci. Da, cam asta e la presul de copilul primul proiect. Discutam. Sunteți de acord cu punctul 1? Dacă sunt discuții. Sunt discuții? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Inițiator primarul Comunii Pântești. Da, deci în fiecare an avem un contract de asociere cu HVPS Bacău, deci Agenția Județeană de Protecție a Copilului și asta, care avem și noi la ei în plasament 3 copii. În acest contract noi ne obligăm să finanțăm 35% din cheltuielile care se fac pentru acești 3 copii. Avem contract care în fiecare an îl semnăm, alocăm, prindem sumele în buget, cunoșteam exact ce sume avem, procentul de 35%. Și cerem aprobarea Consiliului Local să continuăm și în anul în curs această colaborare cu Consiliul Județean. Am mare lucru, nu am ce vă spuneți. Copiii sunt cu probleme, sunt instituționalizat la nivel de județ, plătim 35%. Asta e. Este contractul care se aprobă în fiecare an. Care se aprobă în fiecare an, deci nu e nimic nou. Procentul. Da. Se pune la vot. Da. Se pune la vot? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Comuna Pânceri, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Aici e o discuție mai lungă, o să încerc să scupiez din acest regulament, din dispoziție. Am trebuit să vă zic că mă are așa de ceva. Am fost convocat la o ședință la nivel de județ, câte 10-12 primari, prin rotați, cum ne-au solicitat acolo la centrul de afaceri, și au fost 3-4 instituții de asta. Gata de mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Consiliul Județean cu instituțiile care se ocupă în general de mediu și de ADIS-ul, Agenția de Protecție, DSP-ul, toate astea care se ocupă cu sănătatea publică și cu protecția mediului. Și despre ce e vorba? Se dorește la nivel de județ și e cam obligatoriu ca fiecare comună să intrăm pe o selecție mai riguroasă la deșeuri. Adică avem un cod care o să vă citesc de clasificarea deșeurilor, deșeuri periculoase, mai puțin periculoase. Și se dorește ca la deșeurile din construcții 70% să le folosim pe raza UAT-ului. Adică din, atât din construcții și din demulări, din deșeurile care nu sunt periculoase. Și aici se includ petoanele de care se spart din fundații, din alei, din cărămizi, parte, bolțari, sparți,
țigli, tot ce nu conține azbest, pământ, chiar amestecat cu... Și atunci noi avem obligația să facem un depozit provizoriu, care se numește depozite temporare, de la 1 la 3 ani. Dar spun că m-am gândit că singurul loc unde am putea să facem un depozit temporar ar fi tot la Petrești, acolo să le înghesuim, noroc am luat spațiu și ala, lângă prău undeva, să donăm betoane și astea și periodic noi le putem folosi. Avem un registru de intrare ieșire ca la apă uzată și cetățeanul care are de demolat sau de construit și îi dăm autorizație, el trebuie să asigure trasabilitatea deșeurilor din construcție și atunci în registrul trecem cu... Nu o să punem basculă să cântărească, dar se apreciază în metri cub sau în tone. Un metru cub e echivalentul la până în 2 tone. O tonă 500, 1800 până în 2 tone pe metru cub. Cetățenii care demolează sub 1 metru cub, sub 2 tone pe ăsta, poate să-și-l regenereze acasă, adică să-și-l pună undeva, să-și acopere cu pământ. De la 1 metru cub încolo trebuie să treacă prin această legiție. Noi, după ce se adună o anumită cantitate sau un anumit volum de deșeuri refolosibile, ca să zic așa, trebuie să le găsim locul, pe anumite locuri, pe o ravenă, pe unde se face un drum și trebuie pus o umplutură, se poate pune un strat de betoane jos și peste el se toarnă, dacă e o umplutură mai mare, alastă, eu știu ce prevede constructorul. Sau mai e o metodă de concasare a lor și de retransformare în agregate. Dar asta necesită cheltuieli, trebuie să consum, să o duci undeva la o instituție care poate să le spargă, cum mai greu să vrut, e mai greu. Dar noi, la câte ravene și câte locuri avem, în prima fază a mai fost o idee că să facem undeva în lunca DNS, dar el trebuie să fie împrejmuit, pentru că oamenii au o tendință ca acolo unde se adună, se depozitează molozurile astea, să vină și cu pamper și cu deșeuri menajer și alte deșeuri. Și atunci o să fie foarte greu. Da, asta ca și începe, da, să transformă în altceva. Hai să vă dau o citire mare așa. Deșeurile din construcție sunt toate deșeurile din demolat și chiar la construcție, resturi care dau în transportul și ăsta se fac cu mașini specializate sau cu mașinile personal, dar să fie bine asigurate să nu curgă pe traseu. Să vedem codurile de clasificare, asta e mai important. Obligațiile. Da. Tipul și cantitatea ce se vor genera conform codului deșeului care sunt prevăzute în capitolul 17 din anexa deciziei Comisiei 1600. Menționa doar deșeului care rezultă din lucrări conform articolul 1 litera 3, dar era undeva cu asterit, deșeuri periculoase, dar să văd acolo. Mai spus. Aici. Da. Tipuri de deșeuri, că asta e important să mai și reținem câte ceva, că dacă citesc tot materialul, sigur nu se înțelege. Tipuri de deșeuri din construcții și deșeuri din ambalaje conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 16, în 15 din anexa și decizia Comisiei în 2014 Uniunea Europeană și sunt prezentabil de mai jos. Și aici deci 17.01 7.01.02.03 beton, cărămizi, sticle, materiale ceramice, deci ceea ce v-am zis mai înainte, asta se pot recicla. Amestecul de beton, cărămizi, sticle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea. Aici e cu asterit că e deșeu periculos. Ce includ din ăsta? Deci dacă în toate amestecul ăsta de beton, cărămizi, sticle și materiale, avem două plăci de azbociment de internet, amestecate cu ele, au contaminat tot deșeul. Deci nu-l mai putem primi la depozit acolo și omul are obligația să-l direcționăm către o instituție care colectează, e specializat să colecteze deșeurile astea, care sunt foarte scumpe de reciclat. Și atunci dacă o mașină de beton amestecat cu două plăci de azbociment, îl poate costa pe om, am socotit noi odată la instruirea aia, mai mult decât un cifaron de beton ca să-l recicleze. Deci o să fim foarte atenți și informăm populația că acolo când unii se
dezvelesc casele cu de azbociment sau alte materiale care conține azbest, trebuie foarte bine și lucrat cu el, pentru că se constata că sunt cancerigene, faci cancer de plămâni. Casele care sunt bine de gură. Nu, ele prin manipulare și prin tăiere, prin spargere, când, care sunt învelite, se creează niște moși pe ele și nu prezintă pericol. Așa mi s-a spus. 1702. Lemn, sticlă, material plastic. Lemn, sticlă, material plastice. Nu au asterit, deci nu sunt periculoase, dar el trebuie dus selectiv. Lemnul într-o parte, sticla la sticlă, material plastic la plastic. Sticlă, material plastic, lemn și cu conținut sau contaminate cu substanțe periculoase. Are azbest. La fel, dacă se găsesc substanțe care creează, le contaminează, nu mai pot fi primite la depozitul temporar. Amestecuri bituminoase. Gudron, huilă, produse gudronate, asfalt și nu știu ce, asfalt, gudron de huilă, cu asterit, deși e periculos și trebuie dus la instituții, la societăți autorizate care le neutralizează. Gudron și huilă, produse gudronate, la fel. Metale, inclusiv aleajele lor, cupru, bronz, astea toate metalele nu sunt cu asterit, adică nu sunt periculoase. Mai puțin deșeurile contaminate cu substanțe periculoase. Deci dacă sunt la fel, dacă sunt amestecate cu nu mai întâlnită și asfaltul, gudron, da. Și trece aici. Deci tot cele care sunt trecute la 1705. Pământ, inclusiv pământ excavat din stocuri contaminate, pietre și număr din preîndragare. Avem numai una cu asterit, care e pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase. Deci dacă se constată substanțe periculoase, nămol de la drag cu conținut de substanțe periculoase, resursuri de îmbălat cu conținut de substanțe periculoase, care sunt 1706, materiale izolante și materiale de construcție și conținut de azbest. Aici avem materiale izolante în conținut de azbest, deci tot ce ține astăzi cu asterit. Alte materiale izolante, sau conținut de substanțe periculoase, materiale izolante altele decât cele prevăzute la articolul, la codul 1706/1703. Materiale din construcții pe bază de gips. Materiale din construcții, cred că e gipsul, da, gipsul contaminate cu substanțe periculoase. Alte deșeuri din construcții de mulări. Deșeuri din construcții și de mulări cu conținut de mercur, deșeuri și cu construcții de mulări cu conținut de PCB, de exemplu, masticuri cu conținuturi de... Deci din tot ce se folosește în ziua de azi, prin chimizare și scrie și pe produs că e deșeu periculos. Tuburi de la spumă sau de la ce mai avem noi în construcție. Elemente cu creier de glazură cu conținut de PCB, un densator și conținut de PCB. Deci tot din chimicale este periculos. Dar pe fiecare ambalaj scrie, are un asterisc, scrie conținut periculos. Alte deșeuri din construcții care sunt amestecuri de iauri cu conținut de substanțe periculoase. Amestecuri de deșeuri conținut și de mulări, alte deșeuri specifice. Ambalaje din carton, astea nu mai sunt pe carton, hârtie, ambalaje, dar la fel trebuie separate. Și acum să citim un pic starciumile și după aceea mai putem face o discuție cu... obligațiile. Persoanele fericite care există lucruri de construcție, de reparație sau de demolări din construcție edilitară cu spădărești, au următoarele obligații. Să nu depăsteți pământ rezultat din lucrări de construcție pe un alt amplasament fără acordul scris al proprietarului. Să nu murdărească căile publice, străzi, trotuare, că urmărea activități de încărcare, descărcare în mijlocul de transport. Să nu aștearnă pe traseul lucrărilor edilitar gospodărești care se execută în zonele verzi și care fie supuse refaceri prin readucere la starea inițială. Să nu depăsteze pământ, balast, nisip și alte materiale. Să afecteze lucrări de salubrizare în domeniul public, în plasă, să ia toate măsurile pentru împiedicarea reducerii și răspândirea prafului în zona unde e construcția. Să ia măsurile asigurării unei rampe de spălare și curățarea roților, care aici trebuie să luăm în calcul
și tractoarele agricole care iese pe timp de ploaie. Dacă se întâmplă un accident, un tractor de 400 de cai putere scoate două căruți de pământ în asfalt. Și dacă plouă și se întâmplă un accident, va fi direct răspunzător mecanizatorul, operatorul utilajului. Deci nu patronul, tractorist. Nu tractoristul, într-o cuvânt, da. Și se va lua măsuri cu... Asta trebuie să vă bugă. Da, mai bine mai târziu decât niciodată. Sunt șoferul care scrie în regula mea reducerea vitezei până la evitarea oricărui pericol și sângâni. Da, pericole naturale, nu cele produse de om. Un pericol natural poate fi pe o ploaie, este un torent în asfalt, șoferul are obligația, dar nu are obligația dacă este din 100, într-o 100 de metri pe un tractor pe asfalt, el se meargă numai cu 20 la oră. Deci tractoarele trebuie să aibă lopățică și le curăță când ies în șosea, că se găsească o soluție să... Încălcarea dispoziției prezentului regulament atrage răspundere disciplinară, civilă și contravențională sau penală după caz. Deci dacă mașina face 100.000 de euro care se tamponează din cauza tractoristului, îi face dosar penal și îi plătește mașina omului. Și dacă mai și moare, mai are o asigurare de 100.000 de euro, mi-e plătește asigurarea cel vinovat. Deci trebuie discutat toate aspectele astea. Constituie contravenție și sancționează cu amendă între 1.500 și 2.000 de lei pentru persoane fizice și de la 2.000 la 2.500 de lei pentru persoane juridice, în respectarea prevederilor articolul 4, alineatul 2.4, articolul 5, alineatul 2.3, articolul 7, alineatul 12, deci tot ce v-am prezentat în față. Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 de lei persoanele fizice, în respectarea prevederilor articolului 5 și articolul 4, Consiliul Constituțional sancționează cu amendă 1.500-2.000 de lei persoane fizice și 2.000-2.500 de lei persoane juridice, în respectarea articolul 7, litera A și D. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite cu atribuții privind aviziile și control la acest sens din cadrul primăriei, în ceea ce este din cadrul compartimentului urbanist și amenajare teritoriale. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal, ori după care de la data comunicării procesului în jumătate de minim amenzii, conform regulamentul toate amenzii din... Împotriva procesului verbal se poate face plângere în 15 zile. Procesul verbal neatacat în termen de 15 zile de la amânare sau de la comunicare, pe conștătorul judecătorești, invocă prin soldat prezic constituie titlul executorie, fără vreo altă formalitate. Deci ce se poate, dacă nu se depune plângere în 15 zile și... Aici, cadrul legislativ, toate ordonanțele, dacă mai e cazul, ați avut materiale și le avem pe net, se poate studia acolo. Cam în mare, cam asta ar fi despre acest... Asta. Mai vreau să mai vă spun niște aspecte care le-am... discutat și a fost foarte bine că a fost puțin primari, că dacă sunt 80-100 de persoane și cu comisie că o să fac 130-140, nu prea avem curaj să ne expunem fiecare părerile sau astea, că o scădea în ridicol. Ele nu sunt asemănătoare, deci fiecare comună are specifică ei, deci nu putem să asemănăm comuna Bletea sau Bălcescu cu Pâncerștiu. Noi cu Pâncerștiu, Gorgerștiu, da, cu Gănceanu, cu asta. Dar și alte comuni, și noi avem o specific aparte vis-a-vis de deșeuri. Și ce specific avem? Cu zona legumicolă, care nu au mulți zone legumicolă, unde creăm deșeuri din folie. Și am zis, folia se ia la reciclabil. Când se ia plasticul, se ia și folia. Și am zis, cine era? Păi Domn Prestu. Domnul, luau vreodată, acum am auzit vreun dinețan să spună că domnul vreau să dau folia. Și domnul, scoate folia, dar asta înseamnă folia, nu scoate cu 7 căruți de cotoare de ardei, de roșii, de asta, folia curată. Scoate strânsă, legată și o ia un prestu fără probleme. Care am constatat noi că deci vă spun la modul serios că s-au dat și dispoziții persoanele care se ocupă cu sancțiunea o să fie SBS-ul deocamdată până vom angaja polițiști comunitari, că amenzile se vor acolo unde sunt, au poliții comunitare, le aplică poliția comunitară. Dacă noi nu avem, am făcut dispoziție, vom face dispoziții către SBSO și să vă ocupa și de aspectul ăsta. Trebuie să luăm în calcul că deșeurile abandonate, am citit acolo, pe domeniul public, izlazuri,
zone din astea nefolosite sau eu știu cum e pe lung productivele astea cu spin, cu cătin, cu astea se depostează deșeuri de către populație. Vom lua măsuri pentru că am luat la cunoștință și am și semnat că îngroparea de către autoritatea publică locală a deșeurilor de orice tip, deci fără plastic, orice deșeu care poate fi reciclabil, în afară de cele care sunt reciclabile, care în momente mai înainte, beton, cărămidă de țiglă și asta, se sancționează de către instituțiile statului, gardă de mediu și asta cu infracțiuni. Deci ne faci dosar de infracțiuni. Nu că îți dă numai 100 de mii sau un miliard de amendă, că mergi la mediu de la 50 de mii încolo până la 100 de mii, până la un miliard. Una că păgubești bani, dar ne alegem cu dosar penal, ceea ce nu știu dacă ne mai convine. Și atunci suntem obligați să luăm noi la rândul nostru măsuri cu fiecare cetățean. Și aici trebuie făcut public. Că cei care abandonează pe pășuni, pe locuri virante, pe astea, folii, plasticul și astea, cu excepția, v-am spus, revin tot la zona legumicilor. Pe o zonă neproductivă, dacă duci cotoarele de ardei și să usuc și dă foc sau să... Foc n-avem voie să dăm, că luăm natura. Dar avem voie să le depozităm, să putrezească acolo, să fac compost, de exemplu. Dar ele nu pot fi amestecate cu plasticuri, cu folii, cu public, cu eu știu ce mai avem în zona legumicilor. La cetățeni, când se demolează o casă, ca să fim realiști, că ne ia după autorizația cu de demolare sau de construcție. Când se demolează, cu omul ce face? În ultimii 10 ani observăm că pe fiecare gospodărie, în loc de șandramarele sau ce au avut omul pe acolo, pun gazon, majoritatea. Ei nu pun cartofi sau roșii, pun iarbă. Ei, când dărâm, iau un excavator și o mașină mare și încarcă de la o altă tot ce vede, a străgă și internet și tot ce... Alea nu poate să fac pentru că intră într-o zonă de infracționalitate, că amestecă deșeurile periculoase care v-am zis de... care le-am citit pe coduri și trebuie, are obligația să-și selecteze de acasă. Și atunci el își selectează separat, anunță primăria, vedem ce are. Prima dată îi se ridică deșeul periculos de firmă autorizată, care nu mai spun că ar trebui să ia direct de pe casă, cu costume specializate, cu mărți, cu costumații, dar omul se riscă el cu plămânii lui, asbestul tot al lui. Dacă... Normal este să vină firma care neutralizează pe deșeurile periculoase să se dezvelească, da. Acum măcar să reușim să nu mai fie pe malul praielor, aruncate pe doamne, pe toate astea. Și dacă sunt care nu vor să... Ăsta și ne solicită o firmă, noi putem să le dăm o listă întreagă de firme, dar să găsăm și pe net, nu neapărat să-i dea primăria, că să nu creadă că direcționăm noi undeva. Și firma care e autorizată vine și ea. După ce au luat deșeul periculos, abia de atunci intră primăria și se implică în luarea deșeurilor reciclabile sau reutilizabile pe componente. Deci, iar la fel, nu poți să amesteci tot la ăla pe acolo, cu grinzi, cu pământ, cu căpiori. Deci, contracost, normal. Noi la primărie, pentru depozitare și stocare, nu le luăm niciun bani, câți cetățenii comunii noastre. În schimb, transportul să-și-l asigure. Deci, nu putem noi să plătim la fiecare acolo. Dar și până acum, dacă a venit Vasilic Sandu, cum e cel mai tărăț, și-o demulat o casă... Am luat bani. O luat bani, că nu i-au făcut un geamă. Dar niciodată nu a venit să nu spună unde îl duce sau să nu întrebi la primărie. Chiar știi, de la lete că o fi primit a mea sau în consiliu acolo, înțelegi aspectul. Și de fiecare dată i-am indicat un loc, dar tot la fel. Întâi se par toți, văd lemnul și-a spus, lemnul dă la o năcătă care îl pune pe foc, îl crapă, vezi ce face. Asta... Pentru că nu se poate amenaja. Dacă are numai pământ, poți să indicăm un loc unde să-l ducă direct. Adică nu poți să-l mai duci pe un depozit temporar și mai încarci odată, mai plătești mașinerul. Da, da. Că noi din depozitul temporar, mai mult de 2 ani, nu-l putem ține acolo. Trebuie să-l reciclăm, să-l luăm noi. Și aia implică niște cheltuieli, care primăria va cheltuie niște bani acolo să încarci, să închirieze mașină, să ducă într-o ravenă. Să... Putem duce. Da. Cam asta e în mare. Dacă sunt întrebări și vreau să mă elucidăm, de asta vă stau la dispoziție.
legi care nu se pot aplica. Doamne, însă să știți că e și eu am crezut. Eu vă spun o pățanie de vreo 15 ani în urmă. Eram pădurar pe la Parava și tăiau pădurile neștiri pe acolo, că aveau vreo, din 2800 de hectare, erau, cred că vreo 800.000 de hectare erau privat în zona aia, la populație. Și o tăia neștiri, nemarcată. Și o vin cineva și o zic, domnule, până la anul se ia tot în pază. Tot ce e privat. Se ia obligatoriu de către o coalție. Nu, că pleacă toți pădurarii acasă, s-o luată în pază și nu pleacă niciunul. Că nu vrei, te oblig. Și cam așa o să fie și cu astea. Deci cum se aplică în vest, în Occident, noi la Uniunea Europeană nu trebuie să luăm numai ce ne convine, să ne bucurăm numai de fonduri, să trebuie să poluăm și mediul, trebuie să... Deci trebuie să respectăm într-un cuvânt tinerii noștri care lucrează pe șantieri în Occident, în țările din vest. Știu exact, când vin aici, știu, da, acolo, acolo, da, aici nu e, aici e ca aici, păi, deci aici e tot unde e european și la pâncești, ca și în Anglia, ca și în Anglia, parcă în Anglia nu mai e, ca și în Italia, Spania, Franța sau alte țări. Așa că se va impune cu forță, o să vedeți că prin metodele coercitive, prin infracțiuni sau prin contravenții care se vor aplica, lumea o să... Bine, să întrebi, doamne, cum ies mai ieftin? Să plătesc amendă sau să fac un dosar sau să fiu să întrebuni, să pun ce să fac? Noi o să indicăm, o să sprijinim populația să nu cheltuiască nici prea mult bani. Avem buldo. Putem chiar să dăm către de consiliu și acolo unde în curtea omului, ce ține pe public, de depozitar de astea să le strângem noi cu buldo sau dacă le depozitează direct indicat de noi într-o lavenă unde că ce se întâmplă când ai pus betoan și astea, trebuie să punem pământ, să punem iarbă, să punem salcăm, să plantăm. Deci modelul cum am făcut la Fulgeriș, domnul Consiliu, știți, un la drumul asfaltat acolo. Deci am băgat pământul, după aia am pus salcăm și am răscarat foarte bine. Dar ce s-a oprit? Da, și acolo se rupea drumul, aveam șansă să pierdem, să cheltuim bani grei cu gabioane, cu asta, să stabilizăm. Deci s-a făcut foarte bine lucrarea, știți, că în modelul ăsta o să lucrăm. Deci la unde sunt cantități mari, că sunt soluții în câteva zile, chiar dacă sprijinăm și noi cu buldo pe Ravenă, unde se pune și îl duci în direct, unde sunt cantități mai mici, depozit la Petrești, la Cămin Cultural. Am asta dacă sunteți de acord cu... Supunem la vot? Cine este de acord? Contra? Cine? Deci la punctul următor. Proiect de hotărâre privind salariul, stabilirea salariului de nivel UAT Pâncești de anul 2023. Inițiator primarul Comunii Pâncești. Da, aici aveam obligația să... Așa că este o viață. Da, să punem în aplicare o hotărâre de Curtea Constituțională. Deci pe 28 februarie a fost judecat procesul la Curtea Constituțională cu salariile din administrația publică locală. Pentru că, băi, și o să înțelegeți, salariile atât la demnitari, primar, viceprimar, consilier, cât și la funcționari publici se fac o schemă de calcul în care un indice în schemă îi prevede salariul minim pe economie. Deci se mulțește gradual pe, în funcție de vechime, de fiecare aia de indice dintr-un tabel. Pentru că are un coeficient, pentru că i s-o dat jos toate sporurile, nu are nimeni spor de vechime, 14-15 ani. El trece de la o gradație la alta în funcție de vechimea pe care o are, de la 0 la 1, 2, 3 și mai departe. Și gradația aia se mulțește cu salariul minim pe economie. Deci toți funcționarii din administrație publică locale erau la salariul 2080 de lei, care era în 2019. Din 2019, dar din 2019 nu s-a mai da. Mărit deloc. Da, dar el, salariul minim din 2017. Noi am rămas la nivelul ăla. Deci ca să funcționăm acum pe un salariu din 2017, care ar fi 6 ani de zile, eu nu cred că, nu înțelege toată lumea că banii nu se mai potrivesc. Deci noi dacă transformăm prin puterea de cumpărare, s-a pierdut 30-40% și atunci salariul minim o tot crescut și noi a rămas cu 2080 și în 2023. Și acum, prin hotărârea ordonanța de urgență, prin pierderea procesului de către, sau câștigarea de către administrația la Curtea Constituțională, ni s-au aprobat salariul minim din 2021, de 2300 de lei.
Deși din 2021 până ai astăzi... Ai crescut tu. Nu o secundă, doamnă secretară, ca să ne înțeleg dacă vorbim cu toții, nu. Vreau să înțeleg toată lumea. Din 2021 am mai crescut de două ori. O crescut în 2022 la 2550, care noi nu l-am aplicat. Noi am aplicat 2300, așa spune ordonanța, așa spune legea. Nu putem să facem în afara legii. Și acum ai 3000. Deci cei care au avut sub 3000 salari, am fost obligați să-i aducem la 3000, că te obligă legea, și care au avut 3100, au rămas cu 3100. Deci noi s-au mai crescut loc. Acum, prin coeficientul ăsta, o să mai crească, că un pic la fiecare procentul, ca așa procent de creștere, e până 10%. Nu e o mare istorie, 10% la fiecare. Dar pierderea prin puterea de cumpărare e de 30-35% până 40%. Acum, abia vă face salariul din 2021 acum? Nu, ne aplică indicele din 2021, nu salariul. Indicele din 2300, înmulțit cu coeficientul la fiecare. Deci, cât așa, atunci, într-adevăr, crește gradual. Păi, nu vi-l pune de acum, care e acum. Păi, așa ar fi fost normal, dar nu de acum, că ăsta ar fi 3000 indicele acum. Ar fi bun și ăla de anul trecut, de 2050, dar noi suntem din 2021, după ce am câștigat, deci după ce s-a judecat și ăsta. Deci, un caz mai târziu. Suntem cu doi ani, dar nu numai noi cu conducerea, și funcționarii publici, și toată lumea. Și indirect și consilierii. Consilierii au procent de salariul primarului, nu? Nu crește salariul. Păi, dă-și la consilierii. Păi, cum? Acum, indirect câștigați dumneavoastră, pentru că crescând ăsta crește procentul. Că e parte. Un pahar cu un barajul de la Recăciune. Atunci, de exemplu, impozitul care se plătește, de ce îl plătim? Deci, în 2023 plătim impozitul actual, care e anul ăsta, nu? Da, impozitul să o indexa. Deci, ei ia nou exact ce trebuie și nu, ei nu dă nou ce trebuie. Tot din lipsă de bani, că nu ei ne dă, ei ne dă legea și noi, deci, banii tot noi, banii tot noi dăm. Ei nu ne dă și banii, dă numai legea ca să, de care ne coltorează. Da. Mai trebuie să o aplicăm. Taxele și impozite, că tot asta ți-am amintit, vreau să reamintesc, domnule consilier, că taxele și impozite, cel puțin de când sunt eu primar, nu au crescut niciodată mai mult decât cu rata de inflație, care e foarte mică. Deci un procent foarte mic, 0,7, 0,8, nu știu cât a fost în fiecare an, sau 13%, 0,13%. Dar Consiliul Local are posibilitatea să mărească până la 50% impozitul. Am venit eu vreodată cu o propunere să creștem anumite impozite cu 50%. Deci, nu e, e propriu spus că le dăm lor, că ne dăm nouă, că dacă noi nu... Nu, că ne dă-i nouă drepturile la zi. A, da, da. Sunt anumite, nu știu, o să mai vedem cum o să mai creăm resursele astea bugetare, dar sunt anumite activități pe autofinanțate care chiar nu le putem suporta. Deci cele mai multe comune au pus taxe speciale pentru iluminat public, care legea prevede. Noi n-am pus-o și plătind la buget și o învățăm, nu știu, cu noi. Astea și taxe pe temporară de depozitare. De exemplu, dacă depozitează unul pe domeniul public două mașini de balast, trebuie să fixăm o taxă pe plată, pe perioada cât ține depozitul acolo. O săptămână, două, trei zile și taxe care plătește zilnic. Acum sunt cetățeni, nu dau nume, cine care au niște bolțare pe la poartă, exact de la Revoluție, luați pe la CAP-ul. Și dacă i-ar fi pus o taxă de asta să plătească pe zări, costa bolțarii cât... Și multe alte aspecte. Deci, pe de o parte, taxele astea de... cred că mai așează omul pe făgaș. Adică, doamne, ce domeniu public, e domeniu public. Da, pot, e adevărat, vii cu mașină mare, nu poți să intri în curte, o răstorn la poartă, dar plătești zilnic o taxă. Și atunci ai să o cari cu roaba mai repede în curte. Așa dacă nu ești nicio taxă, o las vreo 7 ani acolo. Urc vizibilitatea, scot întâmpla accidente, să nu... Deci... Și acolo cât e de strâng. Cât e de strâng, da, e adevărat. Da, da, eu am trecut și am văzut. Nu mai pus așa cu recet, mai știu, nu știu, da. Asta o miște repede, mai pune niște triunghiuri reflectorizante, stânga, dreapta, când vine o mașină să reducă viteza, să vadă că e pericol acolo. Da, așa sunt condițiile, trebuie să ne gândim. Cam asta e. Să punem la vot. Cine este pentru? Contra, ține. Și trecem la următorul punct, diverse. Dacă
Îmi permite să mai zic ceva la divers în ideea de a racorda mai bine în Consiliul Local problemele care sunt. Cea mai grea problemă avem în ultimul timp și asta cu ultimele două luni de zile cu pășunea. Deci e adevărat că noi trebuie să creăm venituri de pe resursele comune, nu? Pășunea Consiliul Local, care sunt mandatat să o gestionăm cu aparatul din subordine, cu viceprimarul, cu conform regulamentului votat de dumneavoastră, am constatat următoarea chestiune. Cei care s-au făcut contractele pe 7 ani. Spun asta ca să știe toată lumea cum stau lucrurile. Am luat-o pe firul părăului de la fundul Văi încoace. Tot ce ține pe stânga, dreapta părăului, suprafațele mici pe șes, sunt lăsate pentru public. Chiar dacă sunt sau nu sunt animale. Sau sunt mai puține animale. De ce? Pentru că dacă noi am închiriat pășunea pe 7 ani și la unul nu vrea să-și ia 3 vaci, să îi pășuneze, și nu trebuie, adică nu trebuie nedreptățiți unii și îndreptățiți alții. Deci am lăsat pe public așa, la soci, stânga părăului până în moara lui domnul Florea și în dreapta până în asfalt. La Petrești aveam pe partea dreaptă, până la, începând de la Șușmea, din capă, de la stația noastră de epurare care va fi acolo, și până la, în Baraldan, la până la Ciulaie, așa, la... Și inclusiv partea asta, șesul ăsta, pe malul stâng și dreapta părăului și pe stângul. Dincolo am lăsat la Petrești 2 hectare ca să treacă în fund, știți unde zic, în capul, ca să poată trece, da, acolo 2-3 hectare sunt lăsate pe public, știu, da. În DNS Deal am lăsat o trecere pentru să poată pășuna, că după ce s-au încheiat contracte la nivel de comună, am scos și am atribuit și la crescători din altă parte, pentru că zona de sud a comunei nu se putea acoperi. Trebuia să creăm resurse și toate coastele astea pe unde au avut Bango și cu cine am mai avut ăsta lui Lasălic, da, el are vreo 50 de hectare. Bănuiesc că i-am spus că nu vrem să ne dăm judecată la Suștoanul, dacă la Suștoanul nu vine cu banii, îi rezilem contractul și îl acționăm în instanță, da? Și sperăm că omul e serios și își va da banii, da? Adică taxele care are. Bun, nemulțumiri mai sunt, că între ei, da, căutăm să gestionăm lucrurile. Păi, bine, acolo s-a rezolvat. Da, s-a rezolvat și acolo, da. S-a rămas și pentru public și acolo, s-a rămas și pentru ei. Așa era deci, domn, nu putem, dacă unul are un cal, trebuie să-l propunea și el acolo. Vine cu mai un ovac la anul, ce să ne rugăm de X, de Y să-i dea teren. Da, da. Deci, s-a rămas jumătate la public, jumătate într-un părț la cei care au voie să o faci. O a doua problemă destul de sedentă și spinoasă e cu irigațiile din lunca Dinețului. Deci am mai mult de 2 săptămâni când dă bătăi de cap mare irigațiile astea, deși proiectul nu e al nostru, e al UAI-ului, al organizațiilor utilizatorilor de apă, coordonat de către SNIF sau ANIF, cum spunem noi, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. La adevăr, au primit un sprijin și din partea noastră și va primi în continuare, dar cetățenii lasă de dorit. De exemplu, acum, ca să poată introduce o documentație de plată, trebuia să mai semnez un Danus Chelar și nu vrea sub nicio formă să mai semnez o trecere pe undeva, o parcelă care e la Patria Bank. Noi am fost la ei să ne semneze și o să domnul și-o achita creditul. Nu mai avem gaja asupra terenului și nu puteam să mănânc, trebuie să mergeze persoana în cauză. Iar am înțeles că alte persoane pe la Dineț o sări la bătaie la ei, că directorul de la ANIF și cu ne amenință că nu, ne oprește furnizarea de apă dacă nu se găsesc soluții să... Că firma nu vrea, nu mai poate lucra, lucra până acum de 30 de miliarde pe banii lor cu material cu tot. Și nu mai pot lucra, trebuie să-și ia și ei banii care, bani care sunt în cont, numai să facă veramente. Și nu poate să facă pentru că sunt 2-3 care nu vrea să semneze. Deși și respectiv are 15 hectare în lungă. Și o zis, nu o semnez, că nu vreau.
Și frânează, nu vă spun că până la sfârșitul august, până la 1 septembrie, sistemul trebuie să fie gata, că altfel se vor, da, se vor retrage banii de la Uniunea Europeană și toți cei care deținem teren în munca Dinezului suntem pasibili să punem banii, când ne dea, firma care a contractat lucrarea cu AIU, ne va da în judecată că e logic să recupere banii și toți de la Dinez vor avea de plată 1 milion de euro. Toți 466 de hectare să vă împărțim procentual pe hectar și toți vom plăti 1 milion de euro la bani de la Uniunea Europeană. Deci sunt foarte multe comuni care au de plată. Nu m-am abandonat 60 de ani. Au venit o lucrare, nu am terminat lucrarea, nici nu m-am dus să lucrez. Deci ar trebui să înțeleg fiecare cetățean că 80 de ani răstoarță mi-e urat. Lucrările astea de autostrad, interes național sau... E bun că ai autostradă. Dar nici n-am zis. Da, da, e ca în armată, toți pentru unul și unul pentru toți. Nu e suficient că s-ați abandonat, eu am acceptat să da. Dacă 2-3 nu acceptă, nu poate să meargă lucrarea, nu se dă, nu se poate face grament. Nu se găsește soluții și pe dreapta. Am încercat și pe stânga și pe dreapta. Nu e în beneficiul lor, dar pe mine nici o privatizează. Nu, obligatoriu face, treci, da, există, eu am discutat, există să forțezi nota să treci, că e adevărat, nu poți să stai la mâna lui 100 de ani, dar dacă el trebuie să semneze și nu semnează, cum îl obligi să semneze? Cum e? Păi singura soluție care o să aude, avem consilieri de la Dinez, poți să aducă la cunoștință la toți legumicultori că le oprește apa și când le opri apa și vine la primărie sau la NIF, deși nu ne dă voie, se ducă toți la poarta lor. Băi, de ce ai oprit? Din cauza ta le oprește apa. Păi soluția asta e să oprim apa vreo 3 zile, dar ieri am discutat la NIF și am tot. Trebuie întâi anunțați oamenii că de luni oprim apa, că dacă le oprim și el e curăsat după... Da, el e curăsat după omul și la tot la ăștia care nu vor să ne duci. Dar cum doar că am fost la probabil că el îi strică ceva sau îl deranjează din nu vrea. Prima variantă a zis că nu are masă bună în piață. Am fost, am vorbit cu domnul Busuio, că am văzut contabilă de la piață. S-a dus la masa lui să-l boteză. Nu pune, că pe mine nu mă ajută nimeni, cum mă vot. Eu n-am vânzare, când am cu ce-mi plătit datoriile, că ai datoriile. A fost, eu zis să-l adoră că să mut unul cu pomii, te mut acolo. Dar trebuie să mai răbdare câteva zări. Ideal, treaba e de executarea lucrării, nu de masă. Doar că ești... N-au colaborat, n-au stat de vorbă cu nimeni, cu pământul. Au trasat drumul ăla prin lungă, și pe stânga, și pe dreapta CP-ului, n-au ținut cont de CP-ului. Mai n-am lângă tine. Și au stricat 10 metri cât așa curmezești toată așa, și acum vor să fac, trebuie să strici iar la alt drum paralel. Mai stric o dată la oameni. Nu, vorbiți de CP? CP-ul? Nu, eu am fost într-un CP-ul de a trasat drumul. Deci la CP, ca să nu strice prea mult, eu au jalonat și le-am dat autogrilete de la primărie de le-au trasat. Au 4-5 metri maxim. 4 metri ca să poți să pui pământul să sărbi, asta trebuie un 4 metri. Dacă știi cineva altă metodă decât așa... Este și la 10 metri de CP-ul trasat drumul. Da, dacă e la 10 metri, se răspund ce nu se cate. Eu cât le-am trasat cu autogrilerul care am fost la fața lui și prima de la Corbasca am fost, am fost și noi de la Pâncești, le-au făcut cât camera asta, atât, cât camera asta, o lamă de autogrede. Cât camera asta îi trebuie, ca să de la 2 metri cu conductare 50 în diametru. Trebuie cu utilaje, să pună, bun, și trebuie să circule tot pe acolo. 10 metri. Nu, cred că se exagerează, dar eu vă spun altceva, că cei mai mulți de la Dinez ce fac? Zici, nu, că eu nu vreau să fac, că nu-mi place cum lucrează firma respectivă. Nu-i fiecare inginer constructor acolo să-și dea cu părerea. Eu, ca primar, eu mă duc să mediez un conflict între cetățeni și constructori, dar iau din șantier, au specialiști, ingineri care se ocupă, vin de la fonduri europene, comisii și astea. Deci nici eu nu pot să stea la fiecare cetățean să-i ceară părerea aia, vezi, bun cum am făcut aici sau noi, bun. Are un proiect, îl respect, îl... Deci asta trebuie să înțeleagă lumea. Că mie mi-au pus că nu-s drept, că pune porobocul, că pune nu știu ce, fiecare vine cu mie și una de păreri și asta ne face nervii praf pe aici din cauza că nu înțeleg ei. Dar, indiferent de situație, lucrarea trebuie făcută, că altfel atrage pierderi mari pentru comună. Deci, în afară că avem o bulină neagră la nivel de județ și de țară, că dacă o să vină presa și să vadă că pisecitele care sunt acum, încălzirea globală, noi avem fonduri și ne ia înapoi. După ce lucrarea e făcută
30% și 99,9% materiale sunt aduse, că nu vor cetățenii, eu nu pot să înțeleg aspectul ăsta. Deci, doamne, și când văruiești acasă, îți creezi un disconfort, că strângi mobile, mai... Deci, un disconfort se creează. Și când am pus... Nu am avut de demos, că nu am știut. Nu, spun eu că de 3 zile ne chinuim cu el și nu vreau să mergem. Ia, în partea asta nu are treabă nimeni, că s-a trasat. Da, denunțiunea, da. Da, eu sper că se găsesc soluții într-o zi, două, să deblocăm situația asta. Da, ieri am înțeles că Drăghiciu se stări cu furca la ei, nici ăsta nu poate lucra ca în Ucraina, cum stau ăștia sub gloanță. Se ceală stare cu furca, că îi pui tu apă, să ai bianul la rabă. Mi se pare normal așa? Și multe alte chestii, care zi de zi mă sună cu două, trei intervenții din astea. Că noi nu vor lucra, că cetățenii s-ar fac scandal. Am discutat în ședință, am discutat și public, mai spun încă o dată. Unii trece CPO, unii trece o antenă. Cetățeanul care deține teren și lucrează terenul să-și disfacă dinainte manual unde are conducta. Că spune că îi creează avarii. Păi dacă nu îi desfaceți conducta, unde o să știe? Când ajunge acolo, o rupe. Și după ce o rupe, o vede că e rupt. Dacă ar, îi desface conducta fiecare cetățean, pe un metru și vede, pune un harac în fani, unde vede, acolo am conducta. Așa, unde o să știe? Și când îți face o conductă, trebuie să oprească toată apa de la baraj, că vanele nu mai funcționează, că îți vei și nu se mai închid. Și atunci trebuie să pierde în afară, că îți pierde o jumătate de zi, o zi cu reparații, depinde de ce dimensiuni și ce, dacă o poate faci, dacă nu o poate, că e pe azi. Antene principale, nu conducta oamenilor, aia ca o ruptă, au deci, două antene principale. E adevărat și la antenele principale, la conducte zici că le mai... Au stat o săptămână fără și ceva, fără apă, n-a putut planta. O stat în perioada că nu era chiar necesară apă, sau era mai puțin necesară. Nici eu n-am putut planta în solar nimic în zilele alea și așteptam apă. Da. Era necesară. Și la instalația asta au făcut intervenții toți cine au vrut de acolo cu timpului și acum nu mai corespunde cu hărțele lor. Doamne, știți ce vor cei mai mulți de la Dineț? Eu spun public, așa să știe toată lumea. Deci apa asta nu s-a plătit, a fost ca apa de ploaie, de la Dumnezeu. Da. Deci nu a plătit. Și acum când e vorba cu o contorizată de vreo an încoace, n-ar mai plăti niciunul, cealaltă cu porumbul cu el nu udă, cealaltă cu grădina, de ce se plătesc numai eu pe 30 de ani? Deci 25 de continuu, dar care au plătit atunci plătești acum, aia e problema. Cei mai mulți au plătit. Nu, ascultați-mă un pic, nu vorbim pe persoane, vorbim pe suprafețe. Deci din 466 de hectare, nu s-o plătim mai mult de 50 de hectare pe an, suntem realiști. Da, colectarea, e deficientă colectarea. Vorbim de 37 oameni care plătesc, 20-100. Noi vorbim de 466 de hectare care însumează numai câte o jumătate de hectar medie, 700 de oameni, 500 de oameni, 6, 7, nu știu câte, da, oricum. Și ce se întâmplă? Dacă opinia civică și cei care sunt interesați de apa asta stau și așteaptă să le vină apa, cum a zis mai bine, eu așteptam apa. E bun să așteptăm, dar e bun să ne știe implicat. Că dacă se implică numai unul și totul dă tot la primar, alaltă ieri o zic că n-au generator, că nu mai dă curent, că s-o certa pe la o zină, cu nu știu care. Să-l dăm noi generator la primărie, dar e școală, la școală da, e în subordinea primărie. Nu poți să țină NIF-ul cu generatoare cu ăsta, că îl dai o oră, două, trebuie să nu să-l iau, să-l dau la arde, strică, e inventarul primăriei. Deci trebuie să implice populația activ în a sprijini, într-un cuvânt în concluzie, în a sprijini firma constructoare să-și poată face cât mai repede treaba, ca să nu avem mari neplăceri după aceea. Deci pe parcursul... Adică dacă nu se implementează proiectul, vor fi mari neajunsuri. Dacă se implementează, vor fi beneficii pentru sute de ani, care garanții de sute de ani și oameni, indiferent ce vor cultiva, sau dacă vor vinde terenul, o altă valoare va avea un teren cu irigație decât unul fără irigație. Perfect. Cam asta e. Așa e. Da, mulțumim pentru... Declarăm închis ședința.